Considerat a fi cel mai bogat grup terorist din lume, statul islamic controlează în prezent teritorii întinse din Siria și din nordul Irakului. Pe 29 iunie 2014 a fost declarat statul islamic al Irakului și Levantului și a fost anunțată instituirea unui califat islamic. Un raport al Organizației Internaționale pentru Drepturile Omului arată că de la începutul ofensivei lansate în Irak, jihadiștii statului islamic au executat peste 500 de prizonieri și că au fost identificate două locuri în care aceștia efectuau execuții în masă. Grele timpuri pentru acest început de secol 21, la 100 de ani de la declanșarea primului război mondial și la 75 de ani de la debutul celui de-al doilea, omenirea ar fi trebuit să învețe din propriile greșeli. Cei mai sângeroși teroriști ai vremurilor noastre au la activ răpiri, omoruri, violuri, decapitări, iar unele dintre țintele lor preferate sunt chiar jurnaliștii. Doamnelor și domnilor, bun găsit! Sunteți la Jurnal de Front, o emisiune care vă explică lumea contemporană văzută prin ochii jurnaliștilor din zone de conflict. Carmen Gavrilă, bine ai revenit în studioul televiziunii române. Bună ziua! N-am să insist de data asta, tocmai pentru că suntem cunoștințe vechi, nici asupra calității tale de jurnalist, specialist în politică externă la Radio România Actualități și nici asupra aceleia de mesager în aproape toate țările Orientului Mijlociu. Și acum vreau să-ți citesc ție ceva și celor care ne urmăresc în clipa asta. De pildă, dacă puteți ucide un necredincios american sau european, în special francezii răi și murdari, sau un australian, un canadian sau oricare cetățean al țărilor care au intrat într-o coaliție împotriva statului islamic, atunci contați pe Allah și ucideți-l în orice fel posibil. Ce părere ai? Vrea să fie o fatva, un decret religios, dar nu are este autoritatea din spatele unei ca să fatva. Spunem exact ce da, am citat, este un comunicat de presă transmis în urmă cu o săptămână în 6 limbi prin purtătorul de cuvânt al acestei grupări fundamentaliste autointitulată Statul Islamic, despre care vom vorbi în minutele următoare. Este un comunicat care atacă în primul rând islamul. Este un comunicat care nu are nicio legătură cu islamul dintr-un spațiu care a dovedit de nenumărate ori în trecut o toleranță care la vremea respectivă, facem o paralelă, de exemplu, cu evul mediu european, da. O toleranță extraordinară pentru minorități, pentru creștini, pentru evrei, pentru yazidii, pentru alauiți, pentru sufiți. Este un atac la adresa islamului. Acum, tocmai aceste minorități au devenit o țintă vie. Tocmai. N-am să insist, am să-ți las ție completările, dar nu mai e pentru nimeni o descoperire faptul că jurnaliști occidentali au fost pur și simplu decapitați de curând în acest spațiu, devenit un spațiu sub teroare. Și în această situație, cred că avem mai multe de lămurit. În primul rând, ce se ascunde sub această siglă? Bun, am terminat cu Bin Laden, da? S-a închis un capitol. Am crezut, prin intervenționismul american, că vom ajunge, pentru Orientul apropiat, la o zonă pacifistă. Sigur că au fost voci alarmate care au spus că acolo greu se va face pace, după cum greu se va instala un regim sau un model, mai exact, democratic occidental. Și dintr-o dată această recrudescență a unei terori medievale, care înseamnă ce? Cum o vezi motivată? Cum crezi că avem de-a face cu se suprapune pe ieșirea din scenă Al-Qaeda cu formula aceea, cu un lider și o structură piramidală. A fost acolo o schimbare în timp când celulele Al-Qaeda s-au răsfirat, nu mai răspundeau în fața unei autorități centrale și prin asta deveniseră la un moment dat mai periculoase, pentru că era destul de greu să vânezi ceva ce nu se raportează la un centru. Și pe ieșirea aceasta Al-Qaeda din scenă, vedem acest așa numit stat islamic, asta care e format paradoxal din
foști membri Al-Qaeda în mare parte, oameni războinici care au rămas fără oaste, războinici care caută tot timpul un război, o luptă, care nu au altă rațiune de a fi, care au întotdeauna ceva de câștigat sau un dușman care le definește existența și avem de-a face cu o adunătură de astfel de războinici, dar care sunt mult mai pragmatici decât ce am văzut în cazul Al-Qaeda. Avem de-a face ai cu stat războinici... între talibani, ai fost într-o tabără talibană, printre puținele femei corespondent din zona de conflict, care a transmis chiar dintre talibani. Și cu toate astea mi-ai spus mai devreme, înainte de intrarea noastră în emisie, că islamiștii radicali din așa numitul stat islamic sau din nou califat, o să completez îndată, sunt mult mai cruzi, mult mai deciși și mai sângeroși. Da, este greu, e adevărat că este greu să facem, să dăm note pentru cruzime, însă ce vedem acum la statul islamic este ceva ce întrece chiar și cruzimile înfăptuite de talibani. Cu toții ne aducem aminte de imaginile îngrozitoare cu execuții pe stadioane. Acum, ce face statul islamic șochează și pentru că cu toții am crezut că am depășit această etapă a unor regimuri de tip taliban. Ceea ce doresc cei de la statul islamic și are foarte mari șanse să se întâmple dacă nu acționează întreaga comunitate internațională foarte ferm, este să ne trezim cu un nou stat de tip taliban și este un stat altfel. De ce? Pentru că acei războinici de care vorbeam mai devreme sunt în același timp și niște oameni de afaceri, de la afaceri foarte mari până la găinării mărunte, de genul... Da, până la furturi din case și din... Odată la mână, plus contrabandă cu țigări, de exemplu. Da. Adică nu mai este vorba de războinicul acela care mâine, împachetat cu explozibil, se aruncă către o țintă. E vorba despre oameni care au niște ținte foarte pragmatice și care nu au dispoziția aceea spre sacrificiu pe care am asociat-o noi foarte mulți ani cu terorismul, în special terorismul de proveniență din zonă care avea legătură cu conflictul israeliano-palestinian. Acum avem de-a face cu un amestec de nebunie, dar cu ținte foarte clare, da, și foarte revanșă. Eficiente. Mi se pare că e de fapt o vendetă a unei zone care revendică și care vrea să complinească acum niște frustrări vechi și am să explic imediat. Am spus că flutură pentru presa occidentală și pentru noi ceilalți, această grupare, flutură, categorisirea asta sau ambiția mai exactă a noului califat. Vreau să lămurim lucrurile. Ultimul califat a fost abolit imediat după dispariția Imperiului Otoman și să spunem ce s-a întâmplat atunci, pentru că ceea ce împărțirea de atunci, din anii 20, are o rezonanță directă acum, în 2014, când statul islamic controlează, de fapt, cele patru teritorii pe care în anii 20 le-au împărțit Anglia, Franța și Turcia. Da, și aici eu cred că este... Există explicații, e adevărat, însă e o falsă pistă, după părerea mea. De ce? Pentru că oamenii aceștia din statul islamic nu au nimic de a face cu vechea melancolie din spațiul sunit pentru recuperarea califilor, în primul rând, da, a tovarășilor profetului Muhammad, care au fost foarte multă vreme, primii patru califi au fost modele de
bună guvernare. Exact. Și erau și reformatori în parte pentru exact, pentru zona că lor, era vorba de o combinație între politică, da, religie și bună administrare, iar permanent în spațiul sunit a existat această nostalgie după începuturile acelea și o permanentă privire înapoi pentru acele începuturi din care au considerat că își pot găsi resurse. Acum avem de-a face cu un stat islam, cu o organizație teroristă care nu are nici de dovadă de o profundă necunoaștere a textelor islamice. Eu cred că și dacă le-ar cunoaște, le-ar ignora, dar de fapt un soldat, un înarmat care e dispus oricând să-l decapiteze pe un altul, ca nevul mediu, are un nivel de educație asupra căruia nu pot să insist, e limpede cum gândește și cum se comportă. Exact. Asta. Și cealaltă, cum am exprimat eu, pistă falsă este aceea de a da vina permanent pe ceea ce au făcut puterile coloniale în Orientul Mijlociu. Da, e adevărat. A fost o nedreptate și, dincolo de nedreptate, a fost o strategie foarte prost gândită, pentru că au fost impuse niște granițe în mod arbitrar și care nu țineau cont de realitățile de la fața locului, de triburi, de clanuri, de entitățile religioase de și la fața locului și nici de mentalitățile locale. Și nici de o mentalitate locală care nu e de neglijat. Exact. Da. Pe noi ne impresionează acele decapitările de jurnaliști străini. Dar trebuie să ținem cont că organizația teroristă Statul Islamic are în prima linie a victimelor sale populația locală. Și nu este vorba numai de minoritatea yazidii sau de creștinii irachieni. Există instaurat în zonele controlate de ei un regim de teroare care este aplicat irachienilor suniți. Adică tocmai celor pe care pretind că îi protejează exact. Și pentru care pretind că luptă cu un regim care, într-adevăr, a făcut niște greșeli față de populația sunită din Irak. Dar toate aceste lucruri trebuie foarte bine subliniate ca să nu cumva să trăiască cineva cu impresia că acest stat islamic este un produs islamic. Vreau să mai lămurim un paradox pentru care funcționează pentru foarte multă lume nefamiliarizată cu Orientul. E vorba despre un teritoriu, Irakul, care are o majoritate șiită. Să spunem exact pentru cei care se uită acum la noi că o minimă branșă sunită era cea din un clan, de fapt, din care provenea Saddam Hussein. Și cu toate astea, această recrudescență teroristă a statului islamic care ne înspăimântă acum, e o branșă sunită. Cum poate ea să avanseze militar, strategic, politic, pe un teritoriu majoritar șiit? Ei acum se află în sfârșit de septembrie 2014, început de octombrie, la 100 de kilometri de Bagdad, în condițiile în care guvernul de la Bagdad este același de la retragerea trupelor americane. Vedeți ce se întâmplă? Istoria ne arată că în mod constant minoritățile sunt sau nemulțumirile și capacitatea de a se ridica inclusiv prin modalități violente a minorităților, această capacitate este subestimată iar și iar de guverne, de autorități și chiar și de cei care stau la marginea istoriei și o notează sau încearcă să facă predicții. Avem de-a face cu un Irak în care minoritatea sunită, care nu e foarte tocmai minoritară, că au o felie, un procentaj serios din populație, s-a simțit din ce în ce... sub o pătrime, totuși, nu da, e... Da, da, dar... clanurile sunite, triburile sunite aveau zone pe care foarte bine le controlau foarte bine, aveau în continuare armament, de exemplu, și care
au avut un statut special în perioada Saddam Hussein. Este foarte greu și e foarte periculos să nu anticipezi că un om care are astăzi totul și mâine nu mai are nimic, nu se va ridica, nu se va strecura în spatele tău cu un cuțit. Vorbim în termeni orientali. Practic îmi spui și acum înțeleg împreună cu telespectatorii noștri, sunt sigură, că în urma, deși Saddam a fost înlăturat, așa cum a fost, nu insist acum, în urma lui a rămas totuși un clan puternic care avea multe privilegii, chiar dacă erau suniți într-o majoritate șiită. Iar aceste privilegii, care însemnau conturi bancare, armament, poziții ierarhice și așa mai departe, acum au dus la instaurarea rapidă a acestei grupări teroriste. Instaurarea statului islamic nu ar fi fost posibilă fără ce se întâmplă, toată situația din Siria. Pentru adică că e în primul rând o consecință a războiului civil din Siria. Directă. Și care alimentează în continuare ce se întâmplă în Irak și cu statul islamic, pentru că am avut de-a face cu niște celule Al-Qaeda disparate, fără direcție pentru o perioadă, care în momentul în care și care erau sub asaltul inclusiv al autorităților și fugărite, izolate undeva la granița dintre Irak și Siria, și care în momentul în care au izbucnit revoltele din Siria și în momentul în care peisajul opoziției, așa numite opoziții siriene la regimul Bashar al-Assad a început să capete niște culori foarte greu de anticipat inițial, automat acești oameni au găsit o sursă de pentru lupta lor, o sursă de motivare pentru lupta lor, pentru că apoi să se întoarcă în Irak sau să activeze în același timp în Siria și în Irak cu forțe noi, cu adepți noi care au venit din toată lumea, și avem de-a face în acest moment cu o organizație care nu este eminamente irachiană. Așa e, Pentagonul a spus că sunt cel puțin 100 de cetățeni americani, și ceea ce este paradoxal, dar și peste măsură de periculos, sunt racolările europene pe care statul islamic le-a făcut în interior. Statul islamic este alimentat în special cu luptători europeni, dacă e vorba de luptătorii străini. Da, avem și ceceni, avem și foarte mulți luptători veniți din zona Asiei Centrale, Daghestan, Caucazul, acela unde Rusia nu reușește să limpezească lucrurile cu triburile din zonă sau cu populațiile din zonă, dar majoritatea luptătorilor străini, membrii ai statului islamic, sunt europeni. Cifrele nu sunt foarte clare. Așa, nu sunt nici greu, clare, nici oficiale, și dar nici oricum, oficiale, dar ele se pare că este trag vorba un semnal de alarmă chiar spre 2000 de luptători din Anglia, ca prima sursă, da, Franța, Germania, Belgia chiar, și identificăm în acest moment exact statele unde se discută cel mai mult, se dezbate cel mai mult chestiunea integrării cetățenilor musulmani care sunt ori proaspăt sosiți, da, ori la prima, a doua, a treia generație chiar. Și observăm cu stupoare, o stupoare care nu văd de ce trebuie să existe, pentru că este logic că era logic așa se va întâmpla. În momentul în care ai mai multă grijă pentru diferențe, este, eu ce spun acum poate că nu este corect politic, dar atunci când ai mai multă grijă pentru diferențe decât pentru integrare, și nu vorbesc de asimilare, da, vorbesc de integrare. Am înțeles perfect. Ai o problemă. Ai o problemă în momentul în care sunt oameni veniți din spațiul islamic, care nu ies poate decât o dată pe lună din cartierul lor în care stau tot în
în acea supă, între zidurile, și-au putat țara cu ei. Dar e, practic, de fapt o etanșare deliberată. Ei, exact, așa vor să fie. Am văzut, am avut ocazia să văd câteva comunități de diasporezi musulmani, una de la Paris, foarte puternică. Și este foarte firească. Stat în stat. Nu vreau este să intru în amănunte. E adevărat că e firească reacția aceasta de, în momentul în care tu îți muți întreaga viață într-un spațiu străin, simți nevoia să te racordezi foarte puternic la identitatea ta. Dar atunci când asta nu merge mână în mână cu a adopta spațiul din jurul tău, de a adopta valorile spațiului sau în care măcar trăiești, de a recunoaște care... spațiul de adopție ca normă, pentru exact că dăm voie să stabilim împreună niște, sau să aducem în discuție niște amendamente care vin tocmai din zona orientală pentru ceea ce se întâmplă, nu dinspre europeni, pentru că monarhul Iordaniei, de pildă, a spus tranșant că ceea ce se petrece în acest moment este o reacție sau o consecință directă a controlului slab exercitat de comunitatea internațională. Practic, Abdullah al II-lea spune dinspre Riad încoace, repet, că lucrurile astea nu ar fi evoluat spre un terorism amenințător ca în clipa de față dacă, spune Abdullah, comunitatea internațională ar fi lucrat mai sever și împreună. Cred că de fapt, e un punct nevralgic. Mai se vede și împreună la integrarea reală, pentru că autoritățile au preferat să fugă, de exemplu, din fața... vedeți, este foarte periculos, de exemplu, în Occident, să fii acuzat ca un politic sau ca administrator de incorectitudine politică. De fapt, poate însemna sfârșitul carierei tale. Ei, în momentul în care trăiești cu spaima asta, e logic că nu poți avansa niște programe. Și atunci eludezi o problemă gravă. Care apoi se întoarce împotriva ta. Și iată, da, avem mii de luptători europeni în rândurile statului. Carmen Gavrilă, ultimul minut, vreau o prognoză subiectivă și foarte personalizată din partea ta. Dacă acum ți s-ar propune să fii corespondent în... în noua configurație tensionată, Liban, Siria, Irak, ai pleca mâine? E greu de spus. Una este ce-ți dorești și alta este practic ce se poate face. Nu cred că avem noi capacitatea ca instituții de presă în România să susținem și să protejăm niște jurnaliști în zonele respective în acest moment, plus că, iată, nici jurnaliști care au avut în spate adevărate aparate de securitate nu au scăpat. Cred că soluția deocamdată este să ținem legătura cu contactele pe care le avem acolo, jurnaliștii care sunt ca și mine, și să încercăm să discernem ce se întâmplă mai de la distanță, pentru că dacă ajungem acolo și murim, nu ajută nimănui. Mulțumesc că ai fost la Jurnal de Front, mulțumesc și celor care ne-au văzut. Pe săptămâna viitoare, la revedere!